Mergem la următoarea invitată, poți să rămâi la balcon să o vezi mai bine, e Francisca, Dark, am putea să-i spunem. Nu are arc, însă dacă nimerește ținta, dacă nu nimerește ținta, o supunem celor mai tari și dure provocări, pentru că avem o rubrică nouă, țintește sau o pățește. Francisca! Ce platou frumos avem. Adică dar vrei să spui că n-ai fost în casa noastră nouă de când am schimbat aici? Nu. Pe cuvânt? Nu m-ați invitat. Și uite, nici n-am știut ce... Adică știam, mă rog, de la televizor, dar dacă nu m-ați chemat... Știi că ne ești foarte dragă și te chemăm cu cea mai mare plăcere de fiecare dată. Știu. Astăzi ești la țintește sau opățește. Și ce, opățesc rău? Adică sunt pedepse aiurea? Opățești în felul că aici avem câteva pedepse pentru tine. O să vezi despre ce este vorba, dar asta dacă nu țintești. Ok, țin să vă anunț că am o țintă foarte proastă. Groaznică. Nu cred că ai o țintă foarte proastă. Doamne, deci pentru mai că tu, la rândul tău, ești învățată cu ringurile de K1 unde te duci să prezinți, ești învățată cu sporturile, adică da, nu e pentru... Dar nu lovesc eu acolo în ficat. Aici trebuie să țintești, iar tu ai țintit, dacă nu mă înșel, anul ăsta foarte bine, pentru că te-ai măritat, Francisca. Da, dar eu cel mai bine știu să țintesc cu privirea, mai bine decât cu săgețul. Te rog frumos, se poate să te uiți acum în camera de filmat și să țintești cu privirea telespectatorii noștri care se cum, uită. Cum dorești, ucigător sau... Ia, deci vrem privirea ucigătoare a Franciscăi. Privirea seducătoare. Opa. Privirea... Mai ziceți, mă, veniți și voi cu idei. Zeflemitoare. Cum? Zeflemitoare. Zeflemitoare, auzi. Se mai uită femeile așa la mine, dar acolo știu. Așa, de sus, Ciucă, uite, privește. Deci atunci e privirea în care vrei să obții ceva, știi? Adică, vai, prin care vrei să obții ceva. Cine, adică cine sunt eu, cumva? Da. Adică vrei să obții ceva, cum e. Bagă. Cine așteaptă? Vezi imediat, dar bagă privirea aia ca și cum... Ca și cum ce? Ca și cum vrei să primești ceva. Da. Nu-mi las permisul. Rog, nu las permisul. Pot să și plâng în situația asta. Dacă e, se ajunge așa, pot să și plâng, să știi. Plângi? Da, 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 automat. Poți să plângi la comandă? Aproape, da. Depinde, trebuie să mă pun în situația aia. Dar Nicolaina știe cel mai bine cum pot eu să Nicolaina plâng la comandă. Nicolaina a fost invitată la nuntă. Da, da, da. Și tot el mi-a făcut și farsa aia frumoasă când am plâns o oră jumătate. Nu știu de ce, din cauza usturoiului sau din cauza ta, deci nu... Am făcut o varsă de zile mari cu colegul nostru Nicolaina. Până atunci, privește, țintește sau opățește. Ai acolo baloanele, da? Nu trebuie să deci le... Deci nu trebuie să, nu trebuie să, să deci țintim baloane. Deci nu trebuie baloane. Să reușești să pui... Nu zic în mijloc. Să nimerești ținta, adică să nimerești ținta, dar fără să atingi baloanele. Am înțeles. Și dacă nu primești pedeapsă? Da. Și dacă țintești gen în... În? Lăsați. Nu, păi dacă dai pe lângă la fel, ești pedepsită. Da, asta e bine. Depinde de pedeapsă, că dacă dai o pedeapsă din aia iurea... Nu, sunt 1, 2, 3 metri este regulamentul internațional de dar. Ba nu, că l-am văzut eu înainte... Pe... Stai un pic, așa acolo. La linia asta, e ok? Bine, hai! Bine. Da, dar am țintit. Fii atent, fii atent, am țintit, doar a atins. Perfect. Ai spart balonul, nu trebuie să spargi balonul. Of, Doamne. Alege. Să vedem ce pedeapsă ai primit, draga mea, Francisca. Sparge un balon cu fundul de podea. Mai. Nicolaina a ales pedeapsa asta. Mulțumesc. Ești un dulce, un de aici îmi iau de care balon ăsta? Uite, da. Perfect, că mi-e eliberez mie acolo. Exact, sparge un balon cu fundul de podea. Deci, Nicolaina, să știi că îți rămân datoare. Deci... Nu e greu. Hai să-l lipim să nu cumpă. Perfect, ia. Și? Săracul balon. Da, ajutor. Da, nu s-a lăsat ușor balonul, Francisca. Da, ambițios balonul ăsta, ambițios, ce să zic. Ambițios. Trecem la torța cu numărul 2. Da. Te rog, ai văzut că te-am ajutat, da? Da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Stai să mai distribuim baloanele. I love you. Stai să distribuim baloanele un pic mai bine, așa. Uniform, așa, da? Da. Totuși nimerește ținta fără să spargi un balon. Dar vezi că ai strâmbat-o puțin, stai un pic, mai cu fața spre mine, mai... Perfect, hai. Nu mai trage de timp. Nu mai trage de timp.
și nici de țintă. Perfect. Încă o pedeapsă. Ai de mă, dar am nimerit un balon. Trebuie să dai mai puternic, să nu nimerești balonul, să fie înfiptă săgeata în... În ăsta de torță, zi, ia ce spune. Imit-o pe Sofia Vicoveanca cu Heliu. Cu Heliu, avem Heliu aici. Pentru că, stai un pic. Stai să mă gândesc și la o piesă. Sofia Vicoveanca are un timbru special, da? Mai puternic, așa, și da? Și cu Heliu e un pic cam imposibil. Știu că și ție îți place foarte tare, da? Da, o iubesc. Vrei să auzi un pic de la Sofia Vicoveanca ceva? Nu știu dacă știi piesa aia, dar... Nu neapărat, dar știu piesa aia, uite, nu-s frumoasă, nici n-am fost. Ia, aia e piesa mea preferată. Eu zic că ești frumoasă. Mulțumesc, dar mie îmi place să zic că nu, așa, că știi că după să te alinți. Aia, după aia zic că toată lumea, nu, tu de fapt ești frumoasă. Da. Toată, ia, tuturor hai. Ne place. Să vedem. O emis pe Sofia Vicoveanca, zi. Nu-s frumoasă, nici n-am fost tu. Hai, 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 dai, da, 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 da. Pe frumos din minți am scos-o. Hai, 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 dai, da, da, da. Tot, că e bun, e Heliu nou. E anul ăsta. E nou. Ce? Mai, nu, dai, bagă, e păcat să te oprești acolo. Ce? Nu-s frumoasă, nici noi fim, măi, hai, 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 rai, ra, 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 ra. Pe frumos și-o ia măjim, măi, hai, 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 rai, ra, ra, ra. Bravo! Ia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Măruță, în platou! Ia este Francisca! Bună, mami, bună, tati! Te rog! Asta... Ia să vedem! Atât. Așa. Dă-i, ultima, hai, dă-i tare, dă-i. Mi-a revenit, aproape. Bă, dar te apropii mai un pic și pui, îl pui cu mâna, așa. Măi, hai. Nu mai fi rău. Bine! Bine! Și mai avem încă două și gata. Hai, repede să vedem. Țintește sau o pățește? Perfect. Da. Nu-i nimic, dar să știi că ai dat bine acolo. Da. Trage Heliu și prefotechește Andreea Esca la pupitru știrilor. Prezintă știrile la bar, așa, un moment de improvizație. Vrei tot asta cu Heliu sau mai tragem alta, că tot a fost cu Heliu mai devreme? Hai, a fost cu hai Heliu, să hai mai tragem. Hai să fim un pic mai creativi și să mai tragem încă unul. Da. Să sperăm că... Stai să nu mai... Să sperăm că... Poate-i tot cu Heliu și asta, ia să vezi. Ia o gură de apă și cântă în gargară imnul României. Bă, nu imnul României. Nu imnul României, dar cântă tot ceva... Ceva, ce, că tu ți-ți place să-și cânti. Cântă adică o piesă de-a ta. Cum făceam când eram cântă piesa ta pe care o ai cu proconsul. A, băi, așa. Perfect, o să da? Iasă ceva, s-a mai ceva că atunci cu simfonic. Ia zi. Păi nu, s-au auzit și cuvintele. S-au auzit cuvintele. Mănec! De ce? Mai am. Mai am, mai am. Deci e piesa a noua Francisca, e oameni buni, într-o variantă remixată. Ia, zi acum, te iubesc soțul meu, măcar să înțeleg ce zicea. Ia, cum sună, te iubesc soțul meu. Că nu mai am cuvinte! Cuvinte, da, doamne! Ea e Francisca, oameni buni, e o fată foarte faină și ne place de fiecare dată când vine la noi la emisiune. Țineți minte că s-a măritat în septembrie, Nicoleina a fost la nuntă și acum vorbește de nunta aia, exact cum vorbesc toți cei din Botoșani, pentru că nunta aia a fost fabuloasă și felicitări. Și eu voi vorbi foarte mult timp despre Nicoleina, mai ales de acum. Nu chiar atât de mult timp, că o să... totuși că ești măritată, am gata. Am o discuție chiar cu soțul meu despre Nicoleina după episodul acesta. Numai de bine, dragul meu, nu-ți face griji. Vezi că soțul e rutător de cheioane, ok, stai liniștit. Da, suntem buni prieteni cu el, deci nu trebuie să-și facă griji. Da, stai liniștit, Nicoleina. Și mai ales la familia Măruță n-ar atenta niciodată, nu? Nu? Da, pentru că bine. Tu ești familia, ai văzut că ai făcut parte din familia mea? Deja. Adică a zis familia Măruță, m-aș și simțit, ești copilul meu. Vino mă, David, aici. Corect. David, vino mă aici, stai mă, David, stai mă. Oameni buni, el este Nicoleina, colegul nostru, copilul Dragul nostru aici la emisiune. Ia-o pe Francisca și mergeți, așa, a crescut, uite mă, cât altul în 7 ani. Da. Într-o zi a crescut cât altul în 7 ani. Așa. Și mergeți împreună să vorbiți și de botez. Da. Așa, hai. Ești însărcinată?
Nu încă. Ai evitat. Nu știu, mă, dar nu știu dacă mi-aș fi făcut ieri vreun test. Taci, mamă, ai tu ăla. Taci, deci... Aia, ce test? Nu, uite-te la mine. Da. Ai evitat. Mi-au luat transpirație. Deci, fii atent, formulez altfel. E posibil să fii însărcinată? Este posibil. Atât am avut de zis. Este mai posibil. Multe amănunte, revenim după o scurtă perioadă.